Nicolae Joița, primarul din Lăpușata, și-a propus ca zilele acestea să facă recepția finală a lucrărilor de extindere a sistemului de alimentare cu apă. În ceea ce privește proiectul care vizează asfaltarea drumurilor din comună, edilul a spus că lucrările vor fi reluate în curând, când vremea se va încălzi. Când am venit la conducerea comunei ales de locuitorii din Lăpușata, nu am găsit o palmă de asfalt pe drumurile comunale. Am găsit numai drumurile județene care erau asfaltate, în rest nu. M-am zbătut și am reușit să obțin un proiect de 6,5 km asfaltare în Lăpușata, în cele 7 sate, aproximativ în unele sunt câte un kilometru pe fiecare uliță, în altele sunt mai puține, pentru că sunt 7 sate. Și acum ne aflăm în satul Broșteni, chiar lângă biserica de la satul Broșteni, și cu mici eforturi s-a realizat acest drum. S-a turnat și stratul 2, s-au betonat șanțurile. Problema era că aș fi vrut să le fac puțin mai late, mai largi, de 4 metri, dar ăsta a fost proiectul, fiind un considerat ca drum comunal. Deci nu este considerat ca o stradă. Acum se lucrează la încă două drumuri pregătite, tot încă 2 km, în satul Sărulești și satul Zărnești, să pregătesc pentru a turna covorul asfaltic și cred că într-o lună de zile și celelalte două vor fi făcute. Edilul comunei Lăpușata a mai precizat că și drumurile care nu vor beneficia de asfalt vor fi reabilitate în acest an.